Salutare aventurieri și bun venit la un videoclip mai special pentru jocul Regi Cruciați 3, unde am onoarea de a vă învăța cum funcționează acest joc, adică va fi un tutorial acest videoclip. Pentru acest tutorial o să ne folosim de regatul francez și o să vă explic și imediat de ce. Deși jocul are un tutorial și te pune să joci cu acest ducat din Irlanda, unde te învață cum să ediști trupele, cum să justifici pe alte comitate și așa mai departe, numai că acel tutorial omite un lucru și anume că nu explică cum funcționau statele din era medievală. Deoarece există în continuare persoane care cred că acele state din era medievală funcționau ca cele din prezent, ceea ce este complet greșit. Și insist foarte mult pe acest lucru, deoarece dacă înțelegem cum funcționează statele din era medievală, așa putem să înțelegem și cum funcționează acest joc. Să începem cu începutul. Vreau să rețineți un singur lucru. În era medievală nu exista ideea de națiune. Cum scrie și indexul minunat al României, națiunea este o comunitate umană caracterizată prin unitate de teritoriu, conștiința identității istorice și culturale și, în general, prin unitate de limbă și religie. Lucruri ce nu existau în mentalul erei medievale. Cele mai importante lucruri dintr-un stat medieval erau domeniile și contractul de vasalitate. Deși eu sunt regele Franței, eu nu controlez toată bucata asta albastră pe care o vedeți pe hartă. Singurele părți care sunt administrate de mine direct în Franța sunt doar aceste patru comitate care le vedeți aici. Și după cum se poate observa pe această hartă, restul teritoriilor sunt controlate de vasali. Deși la prima vedere pare că controlez un dita mai regat, în realitate eu controlez doar zona aceasta. Așa funcționau toate regatele din era medievală. Regele avea câteva domenii, iar restul erau controlate de vasalii acestuia. Și cred că voi vă întrebați acum, dar cum funcționează aceste relații de vasalitate? Ei bine, cum scrie și aici, vasalii mei doar trebuie să-mi dea un anumit număr de trupe și să-mi plătească o anumită taxă, dar în rest pot să facă tot ce vor ei. Mai precis, deși fac parte din regatul meu, vasalii mei pot să declare război altor regate, cum e cazul Normandiei, unde l-avem ca duce pe William al doilea bastardul, care s-a decis să atace regatul Angliei. Deci Anglia nu se află în război cu Franța, ci cu ducatul Normandiei, unde l-avem pe William, care nu este vasalul meu. Tot acest vasal poate să atace alți vasali din interiorul regatului meu. De exemplu, William poate să declare război comitatului de Anjou, adică acestui tip. Și eu nu pot să intervin, deoarece, cum scrie și aici, în afară că trebuie să plătească o anumită taxă și să trimită câțiva soldați, în rest poate să facă ce vrea el. Dacă, de exemplu, vasalul meu, cazul de față, William al doilea bastardul, ar fi fost atacat de ducatul din Britanii sau de acest comitat care face parte din ducatul de Britanii, ei bine, asta ar fi însemnat că acest duce mi-ar fi declarat direct război mie, deoarece William cum este vasalul meu. Deci orice regat străin care declară război unui comitat sau ducat din interiorul regatului meu, automat îmi declară război și mie. Cu tot am menționat de regat, ducat sau comitat, ia să explic și care e faza cu fiecare. Cel mai important domeniu din era medievală era castelul. Și dacă deținai cel puțin un castel, aveai rangul de baron. Cum e cazul de față cu acest tip și anume baronul Leon, care controlează acest castel. După cum se poate observa, castelul baronului Leon face parte din comitatul Île-de-France, controlat de mine. Adică comitele are mai mulți baroni locali ca vasali. Un comite poate să dețină mai multe baronii și chiar mai multe comitate, cum ar fi în cazul contelui de Anjou, care deține câte o baronie pentru fiecare comitat controlat el. Un comite poate să fie direct vasalul regelui, ori un comite poate să facă parte dintr-un ducat, cum ar fi în cazul comitelui din Eu, care este vasalul lui William
al doilea din ducatul Normandie și care la urma lui acest William este vasalul meu. Și acum trecem la următorul rang și anume cel de duce, care și el poate să controleze mai multe comitate, mai multe baroni și chiar poate să aibă mai multe titluri de duce în același timp. Numai că singura diferență dintre duce și comite este că ducele poate să aibă mai mulți comiți ca vasali. De exemplu, comitele de Anjou nu poate să-l aibă ca vasal pe comitele de Montaigu, deoarece ei sunt egali, adică au același rang. Dar ducele de Normandie poate să-l aibă ca vasal pe comitele de Anjou, deoarece ducele de Normandie are un rang mai superior decât comitele de Anjou. Acum urmează rangul pe care l-am eu și anume cel de rege, care cam la fel și la celelalte pot să controlez mai multe baronii, mai multe comitate, chiar și mai multe ducate. Și fiind rege, nu numai că pot să am comis ca vasali, dar pot să am și duci ca vasalii mei. Și urmează cel mai superior rang din acest joc și anume rangul de împărat, unde poți să ai și regi ca vasalii tăi. Eu, de exemplu, pot devin oricând vasalul împăratului Imperiului Roman Sfânt. Și aici am mai multe metode de a negocia cu el contractul de vasalitate. Ca rege este foarte important să ai o armată mult mai puternică decât cea a vasalilor tăi. În cazul de față, ducele de Normandie este mai puternic decât mine, ceea ce este extrem de grav, deoarece tipul ăsta putea să mă detroneze oricând dacă avea vreodată vreo pretenție asupra tronului Franței. Nu mai zic că dacă mai făcea și o coaliție cu, să zicem de exemplu, ducii din sudul Franței, mă distrugea tipul ăla și rămâneam fără tronul Franței. Dar acest William s-a decis să atace, cum am mai zis și la începutul videoclipului, Anglia. Numai că aici e o altă problemă. Dacă William reușește să cucerească toată Anglia, automat el devine regele Angliei. Ceea ce înseamnă că eu o să pierd tot ducatul Normandiei. De ce? Deoarece el, ajungând rege, nu poate să mai fie vasalul meu, deoarece el devine egalul meu. Adică un rege n-are cum să aibă vasal alt rege. Un alt element foarte important din era medievală reprezintă căsătorile, deoarece prin intermediul acestor căsătorii se formau alianțele între regate, comitate, ducate, etc. De exemplu, regele pe care îl controlez este singur, așa că va trebui să-i găsesc o nevastă pentru a forma o alianță puternică. Dăm și puțin play. Minunat, m-am căsătorit cu fica ducelui William, ceea ce înseamnă că mă aflu într-o alianță cu acesta. Scuzați-mă, de fapt era sora lui William, dar nu mai contează. Dacă mă aflu într-o alianță cu unul dintre vasalii mei, ei bine, acesta nu se poate revolta împotriva mea și renunță la orice pretenție asupra tronului Franței. Dar, dacă făceam alianță cu un ducat independent, cum ar fi cel din Brittany sau cu un ducat ce face parte din alt regat sau imperiu, ei bine, dacă m-aș fi aflat într-un conflict, puteam să-l chem oricând să mă ajute cu niște trupe. Acest lucru nu se aplică cu alianțele care le-am făcut în interiorul regatului meu, deoarece el îmi este deja vasal, ceea ce înseamnă că deja îmi dă un anumit număr de trupe și îmi plătește o anumită taxă. Deci nu mai este nevoie să vină cu toată armata ca să mă ajute. Un alt lucru interesant este că prin intermediul acestor căsătorii poți să moștenești chiar și imperii. De exemplu, dacă regele Danemarcei ar fi avut decât o fică și eu m-aș fi căsătorit cu ea, amândoi am face doar un singur copil, ei bine, după moartea mea și a regelui Danemarcei, fiul meu ar fi moștenit ambele regate. Și cel al Franței și cel al Danemarcei, unde ar fi avut domenii și în partea aceasta și în partea asta. O să mai vorbești despre modul de moștenire în era medievală și după aia o să trecem direct la acțiune. Dacă după moartea mea am decât un singur fiu, perfect, el moștenește toate domeniile, adică astea patru de aici. Dacă aș fi avut doi fii, asta
ar fi însemnat că fiecare s-ar duce cu câte două domenii, iar dacă aș fi avut patru fii, asta ar fi însemnat că fiecare fiu primește câte un domeniu. Simplu aici. Numai că lucrurile se cam complică când vine vorba de titlul de rege al Franței. După cum scrie aici, la mine am tipul de succesiune de tip partiție. Adică, cum am explicat și la început, fiecare fiu al meu primește câte un domeniu, dar titlul principal cer de rege al Franței ajunge mereu la moștenitorul principal, adică fiul cel mare. Dar dacă aș fi avut partiția de tip confederație, cum era în timpul carolingienilor, asta ar fi însemnat că dacă aș fi avut doi fii, e bine, după moartea mea, regatul francez ar fi fost împărțit în două regate, cel al Franței, adică cel de nord, și regatul de Aquitaine. Cel mai bine ar fi să schimbați legea de succesiune la cea de primogenitură, în care fiul cel mare moștenește totul, numai că acest lucru trebuie să fie cercetat și o să avem ceva de așteptat. Dar ce se află tocmai în era medievală târzie, adică după anul 1200. Ok, am stat să vorbesc ceva despre cum funcționau statele din era medievală, dar spre bucuria voastră, acum trecem la acțiune. Am ales să joc cu contele de Berry, deoarece vreau să vă arăt cum dintr-un simplu comite amărât puteți să ajungeți regele Franței. Mai întâi începem cu stilul de viață, unde o să-l alegem pe acesta, ce deoarece avem nevoie de această chestie numită meritocrație. Deoarece cu meritocrația putem să avem pretenții asupra tronului Franței. Dar mai există și o altă metodă de a face rost de o pretenție asupra tronului Franței, și anume să ceri ajutorul papei, adică el să-ți recunoască pretenția asupra Franței. Numai că acesta nu o să facă acest lucru, deoarece nu mă aflu într-o relație foarte bună cu papa. Dar de acest lucru va trebui să ne ocupăm mai târziu, deoarece noi va trebui să facem rost de o armată puternică și de alianțe cu care putem să ne folosim de ele mai târziu. A, da, și bineînțeles că va trebui să ne extindem, deci va trebui să justificăm pe comitatul de lângă noi, deoarece va trebui să formăm ducatul de Berry. Foarte important să facem acest lucru, deoarece am doi fii și dacă nu devin duce, ei bine, după moartea lui Raul, o să rămân doar cu un singur comitat. Dar dacă devin duce, deși rămân cu un singur baronat, măcar fratele meu mai mic va fi vasalul meu. A, da, să ne uităm și de alianțe, deci va trebui să-i căsătorim pe fii noștri cu niște soții care ne pot aduce anumite beneficii. De exemplu, dacă fiul meu se căsătorește cu asta, automat fac o alianță cu acest comite. Așa s-a format alianța și dacă îi va declara război contului de Touraine, ei bine, contele de Auxerre va interveni de partea mea. Nu uitați să desnați și fiului vostru un educator, deoarece este foarte important acest lucru. De exemplu, dacă aș da fiului meu un educator ce se descurcă foarte mult în artele marțiale, ei bine, automat și fiul meu va fi interesat de acest lucru și va avea un status mai mare pentru această categorie. Dacă i-ați da fiului vostru un educator ce se pricepe foarte mult pe economie, e bine, automat și fiul vostru va deveni pasionat pe economie. Și tot așa. Eu pe fiul meu vreau să-l fac un mare luptător, deci îl voi pune pe acest domn să-i fie educatorul lui. Episcopul nostru a reușit să justifice pe comitatul vecin, numai că nu aplicăm această justificare acum, deoarece nu avem bani. Dar nu-i problemă, deoarece episcopul nostru poate să rea acest proces oricând și o să acceptăm odată ce strângem suma necesară de bani. Mi-a apărut din nou evenimentul cu justificarea, de data asta o să acceptăm, deoarece avem destui bani și acum putem să-i declarăm război contului de Touraine.
Numai că trebuie să avem grijă deoarece el văd că are o alianță cu un alt comite și anume comitele de Anjou. Dar nu-i problemă deoarece și eu am o alianță chiar cu doi comiți. Așa că putem să declarăm război fără griji, ne ducem aici, click dreapta, declare war. Așa, alegem asta cu clauza noastră, îi declarăm război. Și acum va trebui să-mi chem aliații să mă ajute și să aveți ceva prestigiu la voi, deoarece dacă vă aflați într-un război ofensiv, vă costă prestigiu ca să-i chemați pe aliații voștri. De exemplu, ca să-l chem pe acest comite, mă costă 75 prestigiu. După ce mi-am chemat armata, ne ducem aici frumos la iconița roșie, ne ducem pe steagul roșu, selectăm o zonă unde să ne ridicăm trupele, după aia apăsăm pe asta și gata. Uitați-vă cum s-au ridicat și aici putem să ne schimbăm comandantul, dar îl lăsăm pe acesta deoarece e aparent cel mai bun pe care îl avem noi. Acum așteptăm să ne vină aliații și presupun că putem să ne atacăm acum inamicii. Am reușit să ajung la castelul inamic și acum va trebui să așteptăm 7 luni până îl asediem. Dar dacă aș fi avut, de exemplu, cum aici, catapulte, asediul ar fi fost mult mai rapid, numai că acele catapulte mă costă bani. Se pare că inamicii s-au decis să mă atace, dar având în vedere că am o armată mult mai numeroasă, o să pierd această bătălie. Așa, castelul a fost asediat, ne ducem aici, apăsăm aici și gata, acum avem 3 baronii. Numai că pe această baronie avem un control de 60%, ceea ce înseamnă că primim 60% din taxe și 60% din numărul de soldați. Dar pentru a crește controlul putem să-l folosim oricând pe mareșalul nostru, dar din păcate ne scrie aici că nu poate să efecteze acest lucru. Sau mai bine zis, nu putea să efecteze acest lucru deoarece se afla în armată, dar acum de s-a întors acasă, acum putem să efectuăm lucrul ăsta. Îl alegem pe el, selectăm zona. Și acum a trebuit să crească mult mai repede controlul asupra acestei regiuni. Mai precis o să dureze 3 ani. Ok, se pare că sunt destul de norocos deoarece se mai întâmplă să mai faceți rost și de câteva pretenții teritoriale, așa, aleatoriu. Și eu m-am ales cu o pretenție teritorială asupra acestui comitat. Și na, cum n-are niciun aliat și o armată extrem de inferioară, de ce nu să îl atacăm? Deoarece avem un număr destul de mare de comitate și avem suficienți bani, acum putem să formăm și un ducat, adică ducatul de Berry. Și dăm aici la creare titlu și odată cu crearea acestui titlu primim și mai mult prestigiu. Și cum am menționat pe la începutul videoclipului, deoarece William, bastardul, a devenit rege, n-are cum să mai fie vasalul regelui Franței. Ceea ce înseamnă că Normandia s-a desprins de Franța. Și nu uitați cu banii pe care îi aveți să mai construiți și anumite clădiri în domeniile voastre. De exemplu, eu o să construiesc o fermă, deoarece cu această fermă o să primesc mai mulți bani. Și dacă fac rost de mai mulți bani, așa pot să-mi angajez niște trupe de o calitate mai bună. După cum se poate observa, ne-am mai extins ceva și n-am mai arătat acest lucru în videoclip, deoarece a fost același proces de fiecare dată. Dă-i justificare, am făcut rost de justificare, declară război, ridic armata și tot așa. Acum avem o singură problemă. Din păcate, nu putem să ne mai extindem, deoarece regele nostru a schimbat autoritatea lui asupra regatului, ceea ce înseamnă că noi vasalii nu putem să ne declarăm război între noi, ceea ce nu prea e bine. Având în vedere că se află într-un război pe care îl pierde și și-a făcut destui dușmani, putem să justificăm pentru tronul Franței. Și cum facem asta? Ei bine, cum v-am zis în mijlocul videoclipului, luați chestia asta, după ce ați luat-o, vă duceți aici, dați click dreapta pe regele vostru, duceți la hostile și dați asta cu claim throne. Avem șanse de 81% și dăm start. De asemenea, asigurați-vă că aveți un spy master loial dumneavoastră și de obicei când faceți scheme ostile, activați chestia asta cu support scheme. Deoarece de la cât am avut noi 81, acum a crescut la 90. Din păcate, regele nostru a aflat de schemă, dar noi problemă, deoarece pot să las așa și să continui, numai că el va ști că cineva justifică pentru tronul lui. O
ori pot să renunț efectiv la schemă și să încerc după câțiva ani, dar având în vedere că sunt șanse foarte mici să mă prindă, eu zic să o lăsăm așa. Din păcate ne-a murit Raul, dar nu e nici problemă, deoarece o să încercăm să luăm tronul Franței cu fiul său. Ah, da, între timp, nu știu de ce, acum autoritatea regelui este de 2, deci putem să declarăm din nou război celorlalți vasali din Franța. Și nu uitați de fiecare dată când puneți un nou Spy Master să vă fie unul loial, deoarece dacă are o opinie de minus 40 asupra voastră, e bine o să încerce să vă asasineze. Cum de-am reușit să fac alianțe foarte bune, adică cu regi din continentul european și cum de regele nostru, adică doar un singur comitat, a trebuit să nu frângem destul de ușor, dar mai întâi să avem acea pretenție asupra tronului. A, da, și dacă ați depășit limita de domenii, încercați să dați unul, deoarece acum primiți cu 20% mai puține taxe și număr de soldați, dar ce depășiți numărul. Și cum de n-am niciun fiu care să-i dau acest domeniu, va trebui să dau la un nene aleatoriu. Felicitări, domnule Hubert, acum ești nouul meu vasal. Lol, deci, sora mea este căsătorită cu regele Godfried al doilea. Și deoarece el este căsătorit cu sora mea, asta înseamnă că pot să fac și eu alianță cu el. Și n-a stricat un mic ajutor pentru războiul care o să urmeze în curând. Aleluia, însă și pot să încep acum să creez o facțiune împotriva regelui. Bun, hai că se află în război, pierde destui bani pe lună. Acum ne ducem aici la facțiuni împotriva regelui nostru. Alegem această variantă și bineînțeles că ne punem pe noi. Și acum putem să așteptăm să vină alți membri, ori putem să declarăm direct război și să încheiem restul aliaților de aici. Am mai făcut rost de încă un membru, avem destul prestigiu ca să-i chemăm pe aliații noștri, deci putem să îi declarăm război regelui Franței. Și rețineți un singur lucru, să nu-i declarați război așa, deoarece persoana care vă susține, adică ducele ăsta, nu poate intra. Cel mai bine este să apăsați pe acest buton și acum vedem ce răspunde regele Franței. Zice că înseamnă război și acum putem să ne chemăm aliații. Dacă reușim să asediem capitala regelui nostru, s-ar putea să capituleze din prima, deoarece are doar un singur domeniu. Probabil trebuie să capturești celelalte baronii din comitatul Île-de-France ca să capituleze. Ei, nu contează, avem armata destul de mare și acum am venit timpul să îl înfrângem într-o bătălie. Am reușit să înfrâng armata și acum, cum am zis și adineauri, să capturăm celelalte baronii și cam gata. O altă victorie, regele a pierdut destul de mulți oameni și acum putem să încheiem războiul în favoarea noastră. Acum trebuie să și accepte cererea mea, dăm puțin play și uite așa, am devenit regele Franței. Și fostul meu rege a ajuns să fie doar un simplu comite. Și uite așa, dacă știi cum funcționează sistemul medieval, sau bine zis sistemul feudal, dacă știi cu cine să-ți căsătorești fiicele și când să-l ataci pe regele tău, uite așa, dintr-un simplu comite care a început de aici, poți să ajungi să fii regele Franței. Poate unii ar fi dorit să le arăt ce face fiecare buton de aici, dar chestiile astea le înveți în tutorial. De aici am vrut să demonstrez cum dintr-un simplu comite poți să ajungi un rege și cum funcționează acest sistem feudal, deoarece unii chiar nu înțeleg de ce un rege controlează doar anumite părți dintr-un regat și celelalte părți sunt controlate de alți tipi și cum poți să te folosești de chestia asta în avantajul tău. Și acum misiunea mea ar fi să trec cât mai repede la primogenitură ca să nu mă trezesc cum a fost fostul meu rege, să rămân doar cu un singur domeniu și după aia vasalii mei să mă atace deoarece sunt foarte slab. Pentru fericirea voastră, următorul videoclip nu o să fie cu regi crucea 3, așa că eu am fost Azurax. Salut!